Accidentul a avut loc în weekend la intersecția străzilor Morilor cu Mihail Cogălnicianu. Salvarea circula regulamentar și avea în funcțiune atât semnalele luminoase cât și cele sonore. La intersecția cu strada Mihail Cogălnicianu, o șoferiță imprudentă nu a acordat prioritatea ambulanței și s-a lovit frontal cu aceasta. O tânără de 25 de ani, în timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unei ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Galați, care se deplasa având sistemele luminoase și acustice în funcțiune către un caz. În urma impactului, conducătorul auto al ambulanței a suferit leziuni ușoare și au rezultat de asemenea pagube materiale. În continuare, cercetările sunt efectuate de către polițiști din cadrul biroului rutier Galați. În urma impactului, auto special a fost izbit într-un copac de pe marginea drumului. Șoferul ambulanței a suferit mai multe leziuni și a fost transportat de urgență la spital. Din fericire, starea sa de sănătate este bună, însă va mai rămâne internat cel puțin 24 de ore pentru supraveghere medicală. Ambulanțierul nostru a avut, mă rog, comoție cerebrală, câteva secunde și a pierdut starea de conștiință. Pentru pacienta respectivă a fost trimisă o altă ambulanță. Ulterior au venit în sprijin și colegii de la SMURD. În urma investigațiilor efectuate s-a constatat că cei doi șoferi nu au avut probleme, nu au avut leziuni deosebite, doar șocul respectiv. Polițiștii de la rutier au început o anchetă în acest caz. Cele două cadre medicale și șoferița urmează să fie audiați de oamenii legii pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.